Salutare, prieteni! Bine v-am găsit la un nou vlog pe canalul de YouTube David de la Strehaia. Prieteni, ce credeți că am pățit în seara asta? Ne-am luat șoc cu toți. Și eu, și David, și Alin. Toată casa s-a panicat. Ce am făcut? Noi de obicei când venim acasă din oraș, am fost, am dat o tură prin oraș, ați văzut că ne-am întâlnit și cu Ofi, am mai mers pe la magazine, după ajungem acasă, toate bune și frumoase, știți că a fost și ursul aici cu Georgiana, cu fetele, Alex a rămas acasă, ne-a dus ursul și câte o cutie de bomboane, mereu de câte ori a venit în ultima perioadă, ne-a adus câte ceva, ne-a răsfățat, să zic așa. Vedeți că n-am mâncat bomboanele. Da, n-am mâncat, de data asta n-am mai mâncat bomboanele. Și am zis după ce a plecat ursul, hai să mergem să dăm și noi o tură așa prin oraș, că ne plictisisem foarte tare. Și am zis, na, să ieșim și noi la o plimbare de seară. Doamne, cred că Cătă și-a pus gura pe noi. Pentru că a văzut-o pe Ofi cu noi, l-am sunat Alin pe cameră și l-am mințit. Stați să vă spun ce i-am făcut. Ce i-am făcut Alin? Eu i-am zis lui Alin, Aline, mă trag așa pe după scaun să nu mai mă vadă Cătă. Și spune-i că ai plecat cu oficiala în oraș, singur. Nu am nimic de m-a sunat în momentul ăla. Da, că el te-a sunat pe tine, nu după el. Și mă ascund eu, se ascunde și David și spune lui Cătă, Cătă, n-am ce să mai fac, uite, ai sunat, până la urmă tot se află. Am ieșit cu oficiala în oraș, a rămas fără motorină la jumatea drumului și trebuie să duc să alimenteze, să ia într-o rezervă motorină. Cătă când a arătat Alin scaunul așa, pentru că eu m-am tras pe partea cealaltă, Cătă s-a făcut galben la față, era de nerecunoscut și a luat șoc total și cred că și-a pus gura pe noi. Ca să vedeți ce am pățit. Intru în casă, era soacra mea acolo în hol, cu Alex, toate bune frumoase, intru, vreau să intru până în cameră să las ceva. De obicei, cum intram, gata, pisica mă simțea, venea, sărea pe mine, eu mi-am dat seama că nu e prea liniște și nu e ceva în regulă. O strig, mă uit după ea, uită-te la sobă, uită-te după pat, după televizor, după perdea, peste tot, peste tot. Nu era pisica. Nu știam cum să reacționez, m-am gândit. O fi ieșit în hol. Ea nu e obișnuită, că știți cum e, am mai avut un episod în care a scăpat și a fugit. O caut și pe hol, niciunde. În baie, la patroana, peste tot, peste tot. Am întrebat pe toată lumea, nimeni n-a văzut pisica, nimeni n-a auzit-o, nimeni nimic. Am auzit după că a ieșit soacra mea până afară. Și m-am gândit să mai ascunde, trece printre picioare, de nici nu o simți, fuge. Doamne, urcă la etaj cu Alin. Nu știam, eram căpiați, nu știam ce să mai facem. Că ce ține-o la pisică, dar ce ține Alin și David? Că știți că pisoiul, de fapt, nu e pisica ta, că mi-a făcut-o mie cadou de Crăciun, dar bine, hai, e pisica ta. Și ce credeți? Urcăm sus la etaj, o căutăm peste tot, peste tot. Am ieșit noi până în curte. Ieșim în curte acolo la casa mică, căutăm toată curtea, mergem în casa mică, ne-am gândit că acolo mai rămâne ușa deschisă câteodată, mai cărăm noi ceva ce avem pe acolo pe la muncitor și mai avem un pisoi, știți, pe la negru din curte. M-am gândit că s-a dus după el. Ori a intrat în casa mică, ori după el. Caut-o peste tot, nicăieri. Nicăieri, nicăieri. Până la urmă și soacra mea a ieșit în ajutorul nostru. A căutat-o și ea, s-a uitat pe aici, pe acolo, nimeni. Nu s-a auzit, nu, gata, ne pierdusem orice speranță, am zis că a plecat definitiv. Cine credeți că o găsește? După ce ieșim noi din casă, că are și niște figuri în ea, o strigi, nu te bagă în seamă, nu vine, nu nimic. După vreo 10 minute când vede ea că s-a liniștit toată lumea și nu mai caută nimeni sau nu mai strigă nimeni, se trezește, iese și miorle. A găsit-o Alex, al ursul. Venea de undeva din holul mare. Eu cred că a fost sus la etaj, dar a fost ascunsă prea bine. Și a coborât de acolo, până la urmă. Că altă explicație nu am. Dar am fost atât de fericită când am găsit-o, că m-am gândit că gata, am rămas fără ea. Cred că a fost în barul ăla de sus. Cine știe unde s-a ascuns, că noi ne-am uitat peste tot. Dacă camerele nu sunt deschise. Dar cine știe, e posibil oriunde să fi fost. Cred că a fost în
Dar unde am fost sub nu era. Ba da, dar știi că se bagă și în bibliotecă și peste tot, cum o găseam noi de stătea la patrona. Dar se ascunde și tace. Se ascunde și tace, dar nu face nimic. Și ne-am panicat, nu știam ce să mai facem. Până la urmă am găsit tu. O să vedeți și la soacra mea pe vlog, la acolo intrați la Anca de la Străiaia, că vedeți pe vlog cum a ieșit după noi și căutam pisica. Am avut noroc cu Alex. El a găsit-o și ne-a returnat-o. Ne aștepta cu pisica în brațe. Bună! Bună! Ce făceai tu fără pisoiul tău? Treacă vină acum. Da, mi-e prieteni. Și ia, ia du. Ia uitați pe cine avem aici. Ia uitați-o. Asta e o bagabantă. Ia. Ia să te văd. Ia să te văd. Ia uitați. Fuge să întoarce, dar să vedeți și ne iubea când am găsit-o. Cred că știa și ea că a făcut o prostie. Ne-a mai făcut așa o dată la blog la patrona. Știți când și-a luat patrona apartamentul la... Când era Leo la spital, la... Celălalt spital, nu l-a de cap. Așa ne-a dat durere de cap și atunci. A fugit din apartament, a ieșit după Olga, nu știu după cine a ieșit. Olga se ducea să ducă gunoiul și hop, pisica... Ce? Auzi că vorbesc de tine. A ieșit pe lângă Olga și s-a dus la un etaj, două distanță. A încăutat-o în fața blocului, în casă. Nici urmă de pisică. Nu știu cum am gândit eu când chiar îmi pierdusem speranța și am zis gata, Aline, eu nu pot să mai caut după pisica ta, lasă-mă în pace. Până la urmă mi-a zis, nu mă las, mă, iau etajele părând. Am urcat un etaj, parcă am urcat două și unde credeți că am găsit-o? Într-un ghiveci de flori. Stătea aia relaxată, ghivecul ăla era udat, era proaspăt pus apă acolo la flori și a sărăcorea. Stătea acolo, n-avea niciun stres, am luat-o din ghiveciu cu flori. Ce face cum... Da, mai prieteni. Și m-a obosit pisica. Nu mai pot. Deci chiar mi-a dat durere de cap în seara asta. Rămâneam și fără pisoi. Ce făceai, David, fără pisoi? Că pisoiul ăsta e copilul tău. Hm? Ce făceai fără ea? Ce făceai fără pisică? Că al tău e copilul, nu e al meu. Ai căzut pe gânduri. Ia stați să mergem la David aici în pat. Până vine Alin. Ia spune-mi tu ce făceai fără copilul tău. Ia zi, David, ce făceai fără pisica ta? Că e copilul tău, nu e copilul meu. Nu știu. Că m-am obișnuit cu ea și îmi place. Când o stric, vine la mine. Dar uneori e și fițoasă și nu vine. Da? Păi da, dar e copilul tău. Nu e copilul tău, ce ți l-a ce a adus-o Alin? Atunci e sora ta. Pisica. What? Cum? Ia filmează-l pe acesta om. Tu ce făceai fără pisica ta? Ce făceam fără pisica mea? Ce făceam? Ce făceai, zi tu? Mi-e rău. Ce făceai fără pisică? Mi-e rău. Ți-e rău? Uite ce fața am. Da. N-a scos treci. Mă dor dinții, răceale. Da, nu mai pot prieteni. E nașpa. Uite ce făceam. Chiar e nașpa, prieteni. Nu scăpăm odată de gripele astea. Parcă... Oricum nu mai avem imunitate deloc. Suntem praf la câte medicamente am băgat în noi în ultimul an. Nu mai zic în ultima perioadă. Și câte perfuzii și toate alea. Deci suntem praf, ce să mai zic. Ne-am făcut de lucru. Tot timpul. Asta e acum, ce să mai zic. Asta este lucru. Da, am mâncat și am zis că nu mai mâncăm iar seara. Că suntem mai altfel, că ținem și noi mai... Ia uitați-o pe asta, cum uita.
Te simți cumva vinovată pentru ce ai făcut? Da, cu sucul. A? Dacă a venit să mă pupe, să simte. Ai văzut că știe. Vezi, să mai zică cineva că animalele nu știu ce vorbești cu ele. Bă, cu care să știe tot. E supărată? Dar să știi că nu mai ai voie să bază. M-a lins pe deget. Te iubește. Deci, am zis că nu mai mâncăm. Și mai am un cățel în curte cripto. Mm-hmm. Și ce vreau să zic? Cu mâncare, mai prietenă. Nu ai voie cu telefonul. Deci am zis că nu mai mâncăm și noi prea mult cărnăraie, seara mai ales, că evităm. Oricum nu mâncăm mult, mâncăm o dată pe zi, dar mâncăm la ore nepotrivite. Asta e problema în general. Și nu ne-am lăsat, am mâncat o de-aia. Cum se numește lene la voi? Mană cerească, nu? Nu știu. Parcă, nu mai știu. Tăi că tu ai zis. Brânză cu ou. Brânză cu ou. A fost bun. Și vreau să pun la să fac pâine. Ce? Pâine de-aia cu ou prăjită. A, da, știu. Și mama îmi făcea. Pâine de-aia, da. Da. Am mâncat de la mic. Aveți prăjituri? Nu mă, pâine. M-a luat somnul prieteni, mă pun și o să dorm și vă mai țin mâine la curent cu ce se mai întâmplă în șatră. Pagana doarme și ea de mult. Merg acum, ai mai felul David un ceai, îi dau și o siropurile. Dar chiar să bem un ceai, ne face bine? Da, și gata la culcare. Ne vedem mâine, vă pup și vă țin la curent cu ce se mai întâmplă. Pa!